vedem mai bine. Și fac un toi în loc de U, dacă trebuie. Nu se să fie moie. 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 Asta e criminalul sloganului. Au sunat cei de la poliție? Da, da, că se dau o declarație, că se... Că, da, că cuvântul ăsta nu trebuie șters sau... Pot să scriu tot ce vreau, pot să scriu tot, dar afară de... Să-l ștergeți? Da, da, da. Nu neapărat tot, dar sau cum se face pe internet, știți, cu o steluță, în... să înlocuiesc o literă. Eu sunt aș de 15 ani, totuși am văzut România evoluând bine la o perioadă, mai ales după că, când a intrat în România, în UE, în 2007, dar de câțiva ani, de 2-3 ani, de când acum e PSD la putere și cu guvernul ăsta de Dragnea Enco, cum spun eu, că cu 2-3 prim-ministri acum, nu evoluează deloc, chiar tot mai rău și tot corupție mai mare, tot mai mare. Chestia asta o am planificat-o din iată. Deci când eram în marș, ne-am gândit că hai mă, să facem o chestie mare, așa, să scriem noi acolo chestie pe dealul alea. Pur și simplu, nu, deci astea sunt chestiile alea care, hai mă, să facem o treabă, nu. Nu asta era mesajul, care vă spun că nu asta era chestia, dar după ce am văzut la televizor chestia aia cu PSD, cu cei care vin din afară și și-au... Eu am aflat că după ce am aflat că pentru ca să primească acea plăcuță, au trebuit să plătească niște sume destul de adevărate, adică în jur de 8-900 de euro. Noi cu bani mult mai puțin, respectiv, nu știu, 20, 30, 40 de litri de motorină cât a consumat tractorul în perioada asta, am făcut niște chestii mult mai mari. Fiecare litera e paralelă, că el, după care am setat-o paralelă, merge tot timpul paralel, până la București, dacă trebuie. Ce am putut să facem noi doi țărani aici, în mijlocul câmpului, deci fără eforturi foarte mari, fără să fie existat nu știu câtă tehnologie sau alte lucruri, am reușit să facem un protest care s-a viralizat. Ok, nu am neașteptat noi la treaba asta, dar eu mă gândesc că trebuie găsite modalități din astea de protest, de luptă, care să mențină o stare de spirit. Eu nu cred că, indiferent ce am scrie noi aici, s-a răsturnat guvernul. Nu se poate așa ceva. Dar starea de spirit pe care o întreține, atmosfera care se creează în jurul acestui mesaj, aia va continua. Am pus mesajul pe Facebook, după care am rămas năuciți, adică într-o oră cred că ajunsesem la nu știu câte sute de share-uri, vizualizări, mesaje. Bărbatul a dat un indiciu pentru cei care aterizează pe aeroportul din Cluj și le-a spus să se uite pe dreapta cu 2-3 minute înainte să ajungă pe pistă. Fotografia cu sloganul s-a viralizat rapid pe Facebook. La fiecare acțiune avem surprize. Mă simt legat de pământul acesta, mă simt legat de tradițiile, mă simt legat de cultura acestei țări. Sunt căsătorit de 29 de ani, am 5 copii care acum marea majoritate și-au găsit un rost, toți sunt maturi, fiica mea cea mare astăzi împlinește 28 de ani, sunt și bunic. Pentru mine contează foarte mult, foarte mult familia. Vedeți, când am fost la Revoluție, aveam o vârstă apropiată de vârsta copiilor mei, aveam în jur de 23 de ani. Una dintre lozincile scandate atunci era pentru copii. Pentru copii.